Șefa secției de oncologie a Spitalului Județean din Suceava, acuzată că deseori condiționa acordarea tratamentului pentru bolnavii de cancer deprimirea unor atenții, a fost plasată în arest la domiciliu. Între timp, în documentele procurorilor au apărut detalii revoltătoare despre comportamentul acesteia. Un pacient ar fi murit în lipsa tratamentului și un altul ar fi trebuit să dea șpagă o sumă dublă pentru că suferea de două tipuri de cancer. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Buzunarele doctoriței Anca Ababneh, șefă de secție la oncologie în Spitalul Județean din Suceava, se umpleau zilnic cu bani. Medicul a primit în doar 7 zile lucrătoare, cât a fost supravegheată de polițiștii de ghea, bani, cafea, brânză, cașcaval și mire de albine de la 62 de persoane. Într-o zi a strâns în mai puțin de 5 ore peste 500 de lei. În alta, într-un interval similar de timp, a primit 1200 de lei de la 21 de oameni care sufereau de cancer sau de la apropiaților, iar ziua următoare a continuat să încaseze. Pe 15 decembrie anul trecut, în mai puțin de 20 de minute, a primit mită de 6 ori. Ion Popa avea 63 de ani când a ajuns la medicul Anca Ababneh ca să fie luat în evidență cu neoplasm colonorectal, o formă de cancer, și avea recomandarea de la o clinică din Iași să urmeze un anumit tratament. Doctorița Ababneh i-a dat însă altul, pe motiv că cel care fusese prescris este foarte scump. Cu un tratament schimbat, Ion Popa a început să se simtă tot mai rău, iar doctorița șefă de secție la oncologie în Suceava a găsit tot felul de motive ca să nu-i administreze alte medicamente, spune acum soția pacientului. Mai faceți analizele astea și tot așa vreo 5 luni de zile, poate mai mult, 5 luni și ceva, 6, tot m-a amânat, a amânat tratamentul. Mai târziu, soția lui Ion Popa a realizat că de fapt doctorița aștepta șpagă. I-am spus, doamna doctor, prea trece timpul și boala avansează, zic, este cancer. Nu-i nimica. Am ieșit plângând de acolo, doi bărbați. Zice, doamne, dar n-ați căzut la pace cu dumneai, 200-300? Soția lui Ion Popa povestește că doctorița Anca Ababneh i-a prescris bărbatului ei tratamentul de care avea nevoie doar în momentul în care i-a transmis că va face un împrumut la CR, ca să cadă cu ea la pace, așa cum îi spuseseră cei doi bărbați în fața spitalului. Dar până au ajuns medicamentele, soțul ei a murit. Am asistat, neputincioși, la colapsul tatălui meu. În referatul cu propunerea de arestare preventivă a doctoriței Anca Ababneh, procurorii descriu pe larg și cazul unui pacient care suferea de cancer la stomac și rinichi. Camerele polițiștilor de ghea au surprins momentul când acesta îi oferă medicului 50 de lei, dar suma este refuzată, pe motiv că bărbatul suferă de două cancere. Apoi bolnavul plusează cu încă 50 de lei și între cei doi are loc următorul dialog. Noi trebuie să facem chimioterapie, în primul rând pentru cancerul de la stomac, știți? N-aveți camere aici, nu? Nu, aici nu, Doamne ferește. Apoi luați asta. Dar nu trebuie să vă deranjați cu nimic. Medicul Anca Ababneh este acum în arest la domiciliu, după ce a contestat la Curtea de Apel Suceava decizia de arestare preventivă. Faptul că se spune că a primit niște bunuri, da, care în societatea noastră balcanică se consideră niște atenții. Se spune că a primit niște plicuri. Camera video care a fost montată în biroul doamnei doctor, nu știu dacă vede și conținutul acelor plicuri. Poate să fie o felicitare acolo, un bilet de mulțumire. În prezent, doamna doctor se bucură de căldura familiei, de căldura căminului său și nu dorește să iese cu o declarație în presă. Se vorbește, sunt informații care arată că s-ar fi pretins anumite sume de bani. Țin să precizez că aceste informații sunt false, total false. Doctorița Anca Ababneh are 39 de ani. În ultima ei declarație de avere a trecut un venit anual de circa 300 de mii de lei, adică într-o lună câștiga din salariu 25 de mii de lei.